Colega mea, Alina Sorocean, urmărește ce se întâmplă în Parlament. Alina, bun găsit, să ne așteptăm la vreo surpriză azi în plenul Senatului. Bun găsit! Noi amendamente votate nu cred că vor exista, având în vedere că până acum majoritatea cei din guvernare, din coaliția de guvernare, PNL, PSD și UDMR au reușit să-și treacă amendamentele importante, adică admiterea la liceu, vorbim despre religia ca fiind materie la bacalaureat, materie opțională, dar și un amendament care este legat de mandatele rectorilor. Aceștia pot avea două mandate, fiecare de 5 ani. În acest context, având în vedere că opoziția nu a reușit nici în comisiile de specialitate să-și impună amendamentele, sunt slabe șanse ca astăzi în plenul Senatului să se întâmple acest lucru. În același timp, după ce vor fi votate aceste amendamente, urmează ca legea să ajungă pe masa lui Klaus Iohannis pentru promulgare și vă reamintesc faptul că a fost o întreagă dezbatere pe aceste legi și termenul inițial era de 15 martie să fie adoptate. Iată însă că ajungem aproape de luna iunie și abia trece prin Parlament această lege, urmând ca președintele Klaus Iohannis să-și spună ultimul cuvânt pe aceste legi. Alina, și greva generală din educație dă peste cap discuțiile pentru formarea noului guvern pe care președintele Iohannis ar fi vrut să-l vadă conturat cel târziu săptămâna aceasta. Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a cerut suspendarea negocierilor în coaliție până când profesorii se vor întoarce în sălile de clasă. În aceste condiții, ce ar urma să se întâmple azi? Toată lumea se așteaptă ca discuțiile să fie reluate. Sunt șanse ca aceste discuții să nu fie reluate astăzi. Asta pentru că socialdemocrații au cerut încă din weekend, prin vocea lui Marcel Ciolacu, o amânare a negocierilor, având în vedere că, spun socialdemocrații, vor să rezolve mai întâi problema din învățământ și problema pensiilor speciale, o reformă a pensiilor speciale, practic, pe care trebuiau să o facă deja prin legea aflată în Parlament, dar nu s-a întâmplat acest lucru și trebuie îndeplinit jalonul PNRR. Drept urmare, socialdemocrații spun că este urgent să facă acest lucru și mai apoi să avem discuțiile legate de rotativă. Surse din Partidul Social Democrat spun că am putea să vedem o amânare a acestor negocieri chiar și cu o lună de zile, până când, așa cum vă spuneam, nu se rezolvă problema din învățământ și problema pensiilor speciale. De cealaltă parte însă, potrivit surselor, liberalii și-ar dori respectarea protocolului. Iar asta ar însemna ca Nicolae Ciucă să-și depună mandatul totuși pe 26 mai și să se meargă mai departe cu procedura, cu aplicarea protocolului care prevede exact ce ministere merg și la ce partide. Însă, așa cum vedem în acest moment, avem două opinii diferite, una a PNL-ului și una a PSD-ului. Vom vedea care dintre acestea va rămâne în picioare și vom vedea ce se va întâmpla și cu UDMR. Pentru că până acum, reprezentanții UDMR au ales să se ridice de la masa negocierilor, susținând că dacă li se ia Ministerul Dezvoltării Regionale, atunci ei nu sunt dispuși să meargă mai departe în guvern. În același timp, au avut o discuție internă în UDMR și au stabilit să se reîntoarcă la masa negocierilor în cazul în care vor mai avea loc aceste negocieri. Deci dacă vor fi reluate negocierile, UDMR va spune sau nu dacă acceptă să meargă mai departe chiar fără Ministerul Dezvoltării Regionale, primind la schimb un alt portofoliu, în cazul în care nu se vor mai relua aceste negocieri, ci se va merge pe protocol, este clar că UDMR rămâne în guvern și cu actualele portofolii.